Nemțeanul Adrian Marin Boteza a evadat la sfârșitul lunii iunie 2014 din arestul Poliției Capitalei. În ianuarie 2015 a forins într-un hotel din Cluj-Napoca, acțiunea fiind opera polițiștilor bucureșteni sprijiniți și de oamenii legii din Neamț. În perioada cât a stat în libertate, Țâță s-a ascuns într-o comună din apropierea orașului din Ardeal. În dimineața de 16 ianuarie polițiștii au primit informația că acesta a părăsit locuința în care se ascundea și că a ajuns la un hotel din Cluj unde avea întâlnire cu niște amici. A fost momentul în care oamenii legii au intervenit reușind să-l rețină pe cel care ar fi plecat dintr-o eroare, cum oficial s-a spus. Cei patru agenți de la restul Poliției Capitalei care erau de serviciu în noaptea în care Adrian Botez a reușit să scape sunt și acum cercetați de procurorii de ICOT. Cel mai probabil vor fi trimiși în curând în judecată pentru abuz în serviciu și pentru favorizarea infractorului. De cealaltă parte, celebrul Țâță are de ispășit o pedeapsă de 12 ani de închisoare după ce a pus la cale o tentativă de asasinat împotriva lui Puiu Mironescu.